Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Vă salut pe toți, eu sunt Andy și bine v-am găsit la un nou episod, o nouă serie începută la noi pe canal și anume Far Cry 5. Am jucat toate Far Cry-urile și am zis că trebuie neapărat să încerc și Far Cry 5-ul și asta este introducerea acestui joc, dar ce am dat New Game, am dat Start, am dat dificultatea frumos pe normal, să nu fie nici pe greu, nici pe ușor. Și hai să vedem ce ne poate introduce acest joculeț, băieți. Sunt foarte fascinat pentru că le-am jucat pe celelalte și chiar voiam să fac o serie și cu acest joculeț, așa că apăsați acum butonul ăla de like și lăsați-mi părerea în secțiunea de comentarii. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Deci încă nu înțeleg care e treaba. Underhound Noises, ok. Nimeni nu o să vină să ne ajute, guvernul nu poate face nimic, suntem singuri. Nu știu că avem subtitrare în română, nu cred. Oamenii nu vor să creadă că grupări ca acestea există. Oamenii sunt speriați, omule. Vor să ne rănească. Unii vor să ne distrugă tot ce am construit aici împreună. Și unii ne vor trăda. Îl văzu, mă? Băi, ești nebun? Nu știm de ce e în stare. Cine? Liderul lor? Joseph Seed. Deci apare în Joseph Seed de personaj negativ, băieți. Îl numesc Părintele. Acești oameni din lumea de afară sunt orbi. Ei nu cred. Nu au credință. Dar o să-i fac să vadă. Ce, ai scoasă ochii, băi, ești nebun? I-a scos ochii, frate. Băi, nebun la cap. Service lost. Ok. Rocky. Îți pierzi timpul, nu e semnal aici. Marshall. Ok, aparent intrăm în joc. Hai să vedem. Sper că sunetul este bine, nu este prea tare, nu este prea încet. There he is. Ăsta este el. Crazy motherfucker. Am făcut tot mai statuia cu el, ești nebun? Suntem un Peggy Country. Cât mai avem? Nu atât de mult pentru tine să-ți schimbi gândurile, mă rog, mințile. Nu-mi vine acum expresia în română. Vreau să înțelegi realitatea situației. Joseph Seed nu e un om care să te joci. Ne-am mai întâlnit cu el înainte și mereu ne-a luat înainte. Și cel mai bine uneori e să-l lași în pace. Dar avem legi pentru un motiv și ăsta le încalcă. E greu să traduc și să înțeleg și eu ce vrea să zică, gen, eu înțeleg pentru mine, dar e greu să traduc. Vreau să-mi stați în secțiunea în comentarii dacă vreți să vă traduc sau nu vreți să vă traduc ce se întâmplă aici. Și vreau neapărat să apăsați butonul ăla de like și să ziceți dacă vreți să continui seria asta, eu oricum vreau să joc toată seria până la capăt. Îmi pare rău că v-am introdus așa repede, v-am băgat direct în priză, dar și eu sunt curios ce se întâmplă aici. Over. Ce zice asta de Marshall? Dacă aveți probleme, lăsați-mă. Anunțați-mă. Over. Peggy's. De ce ai tu numit Peggy's? Project Lens Gate. Așa îi numesc localnicii. Au început din ofensive acum câțiva ani și acum sunt înarmați până în dinți și caută să se bată. Ești speriat, șerifule? Suntem aici. Acolo jos este campusul lor. Bă, cam mic campusul ăsta, adică câți oameni puteau trăi aici? În campusul ăsta. Asta e o idee proastă. Ultima șansă, Marshall. Intrăm. Lasă jos, Pret. Recepționat. Bă, da, nu păreau că ar fi fost atât de mulți aici, adică totuși câți oameni puteau să trăiască în toată chestiuța asta mică. Deci bine, văd că deja aveau arme și deja erau obișnuiți ca un elicopter să coboare așa din cer. Dispatch, mai ne auzi? Spune șerifule. Dacă nu auzi de la noi în 15 minute, caută, cheamă în Garda Națională dacă trebuie. O să mă rog pentru voi. Ascultați, trei reguli. Stați aproape. Țineți-vă armele înăuntru și nu vorbiți, ok. Rocky, începătorule. Fiți atenți, hai să mergem. Ok.
Ia să vedem. Acum mă pune pe mine să mă controlez sau tot îmi arată animație. Ia uite pe ăștia. Ce vreau ăștia pe... Păi de mine. Be calm, stay calm everyone, stați calm. Nu vă interesează pe voi. Șerefule, nu-mi place asta, totul e în regulă. Totul e în regulă, uite la asta ce față. Ce vrei, mă? Nu respectă insignele. Respectă 9 mm. Alea, gloanțele. Bă, dar ce înarmați erau ăștia aici, mâncați ăștia. Uite, nu avem nevoie de voi aici. Uite ăștia ce se ceartă pe aici. Bă, ești nebun la cap. Ce nebunie! Unde intrarea în gura lupului, ești nebun. Dar de ce merg așa de greu? Cred că așa mă lasă jocul, nu mai răsa să merg mai repede. Nu știu de ce. No, Marshall, facem asta în felul meu. Încet. Calm. Ai priceput? Bine. Apără-ne spatele. Nu lăsa pe nimeni să intre înăuntru, ochii cu mine. Și tu, încearcă doar să nu faci ceva prostesc. Relax, sheriff. You're about to get your name in the paper. O să strici numerele în hârtie. Șerifule, relaxează-te, nu înțeleg. O să fi bine. Am mai frică mai fi pentru tine. Ceva vine. Poți să o simți? Poți, nu? Ce zice creeping toward the edge? Nu înțeleg. Și o să fie o recompensă. De asta am pornit acest proiect. Pentru că știm ce va urma. O să vină. O să încearcă să ne ia de la noi, să ia ne ia armele, să ne ia libertatea. Să ne ia credința. Dar nu o să-i lăsăm. Calmează-te, Marshall. Nu o să le lăsăm lăcomia și mortalitatea lui și depravarea să ne rănească. Nu o să mai fie suferință. Joseph Seed, am un mandat pe numele tău pentru suspiciune de răpire și ce mai este pe acolo. Vreau să vin în față și să simt mâinile unde le pot vedea. Dar vrei să spui că... Lăcustele din grădină au venit după mine. Au venit să mă ia de la voi. Au venit să distrugă tot ce am construit. Ce se întâmplă aici, nebunie? Toată lumea să se calmeze. Uite nebunul ăsta, zici că era un sex symbol, nu un... ce voia el să fie. Duceți-vă, am știut că momentul ăsta va veni. Dumnezeu nu o să-i lase să mă ia. Bă, cum reușiți să stau, mă, să-i prostească pe toți ăștia? Bine, știu că și în realitate se poate întâmpla ceva de genul, sincer. Am văzut mielul la tăiere. Vorbește prea repede în puii mei, n-apuc să înțeleg să vă și traduc. Mergi în față. Și am văzut. Era un cal alb. Și iadul a venit cu el. Rookie, cuff this son of a bitch. Să-l arestezi și că Rookie arestează-l. Se întâmplă ceva aici? Dumnezeu nu te va lăsa să mă iei. Ok, mă lași să fac ceva. Press enter, arrest. Ok. Te-am arestat, fraiere. It's not the best thing to do. Cel mai bun lucru să faci să pleci. Ok, asta a fost și prezentarea, probabil. Introducerea. Până la urmă l-am arestat sau nu pe băiat, că nu înțeleg. Trebuie să se întâmple ceva, nu poate să fie atât de simplu. Dar și ăștia veniseră în puii mei cu... trei oameni să-l ia pe ăsta, adică... În fine, nu prea înțeleg sincer chestia asta. Adică de ce ai fi venit cu trei oameni să-l iei pe ăsta? Trebuie să mergem de aici. O să o luăm pe, prin dreapta. Ok, bă, da, de ce nu pot să merg mai repede? Stai pe asta, ok. Ne-a părintele, ne-a părintele, cică. Au te la ei nebunii cât sunt. Da,
nu știu ce... Ce am fi putut, ce ar fi putut așa să facă cu tot cu armele lor la cât sunt aici. Dați-vă înapoi, dați-vă înapoi. Ce faci? Ce pui mei, toată lumea stă în spate. Hai de mine, băieții, n-aș vrea să fiu în situația asta, leu, niciodată. Sunt un, da, am comandat pentru să ordon să stați în spate. Ce facem? Dă cu pietre. Dau cu pietre și cu chestii. Începură să tragă cumva sau mi se pără mie? Da, ceva nu e bine aici, băieți. Ceva nu e bine deloc. Urcă-te. Puteți să urcară pe elicopter, bă! Îl împușcă, bă! Bă, ești nebun. Bă, că sunt să urcară pe elicopter, bă! Ăla s-a aruncat în elice, ești prost? Deci ăla se aruncă în elice. Mămițica mea! Deci handicapatul ăla de era acolo se aruncă în elice. Far Cry 5. Și are și 5 stele sub nume. Sigur că da. Priviți. Aici Nancy. E tot ok? E tot ok? Terminat. E tot ok, o cioacă. E pe Marshall. Nu știu dacă mai trăiește. Sunteți acolo? Mai e cineva acolo? Bă, noi atârnăm cumva cu un cap în jos? Cred că da. Și ăla nu mai e aici, acum îl cheamă dezbrăcatul, Luigi dezbrăcatul. Ce pui mei s-a întâmplat? Uite-l, bă! Mă sperie asta, băieți. Mă trecură fiori. Ia! Bici, frate, lasă-mă în pace, nu mai fi nesimțit. Mai e cineva acolo? Ți-am zis că Dumnezeu nu te va lăsa să mă iei. Trebuie să știu ce se întâmplă. Ia, spune-te tu ce se întâmplă. Dispatch? Oh my God. Everything is just fine here. Totul e bine aici. No need to call anyone. Nu trebuie să call pe chem pe nimeni. Da, părinte. Bă, era pe mână cu el, mă? What? No one is coming to save you. Nimeni nu vine să vă salveze. Dar asta cum scăpă și n-are nimic și ăștia sunt vai de steaua lor. Îți apără Dumnezeu, frate. Totul se întâmplă ca cum vrea planul Domnului. Sunt tot aici cu voi. Primul sigiliu a fost rupt. Colapsul a început. Și o să luăm tot ce avem nevoie. Vreau mai bine împușcau direct, sincer, adică. Și o să-i omorâm pe toți care ne stau în cale. Dar bravo! Și că ăștia aducătorii nu-mi vine. Nu pot să trag în română. Sunt prea multe cuvinte că nu pot să le trag în română. Le înțeleg, dar nu le pot traduce. Ciudat. The Reaping? What? What? Îi răpâne pe ăștia, mă? Vă luară pe fată. Hai, Marshall. Trebuie să plecăm de aici. Opa, alo, foc! Lasă-i să ardă. E planul Domnului. Bă, dar orice, la asta era planul Domnului, mă. Fanatici de ăștia handicapați, bă, să-mi bag piciorile. Bă, să știți că am auzit de cultele ăștia care există. Bă, dar asta, eu aveam și o armură de polițist pe mine, că nu prea pare. Escape. Trebuia eu să apăs un buton ca să scap. Scapă. E bine că pe ai noștri lăsarăm în spate, adică... Aoleu! Ui! Băieți, ceva nu e în regulă. Bine că mi se încarcă totuși viața. Bă, dar ce notă ăsta așa greu? Hai, mă! Trebuie să-i asupra față, poate notă mai repede. Ok, dacă țin pe space, aparent stau la suprafață. Încotro, cred că pe aici trebuie să iau. A? Să-mi bag piciorul, habar nu am. Ne urmăresc ăștia, mă, încă. Dar unde-i Marshall? Că și ăla fugi.
Uite aici, salut, la un picnic, ceva cu băieții. Uite o cabană. Trebuie să mergem la cabană. Bum 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 bum, toba bate, bum bum, dragi români. Stealth, the detection meter. Fills up enemies data. Din aici ne învață. Press F to perform a takedown quietly. Ok. Crouch de pe C. Ok. Trebuie să fim stealthy și să-i dăm un takedown. Ok, trebuie să-i dăm takedown-ul ăsta. Ok, cred că puteam să-i dau... Op. Ok, am luat un pistol, băieți. Nu prea avem noi gloanțe la el. Uite o armă. Ce-i asta? Ce pe aici? Trebuie să spun, băieți, că încă nu... Sunt obișnuit cu ce să... Ce luai? Swap weapon de pe X, ok. Ok, a, ok, acum încă trebuie să... Continui stealthy mission-ul meu. Gen. Trebuie să vedem, e cineva pe aici? Aha, uite, sunt doi acolo. Trebuie să vedem, trebuie să ne urcăm aici sus. E ceva aici. Loot, ok. O să încerc, băie, să nu mă apropii de ei prea mult. Dacă mai e cineva în viață... O să iau pe aici, sincer. Nu mă bag cu aia. Op. Nu m-a văzut. Ok, trebuie să mă întâlnesc aici, cred că cu Marshall. Sau ceva. Am cam scăpat, am fost și stealthy. Încă nu-mi dau seama ce... Ah, DPF lovesc. Amo, 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 ok. Deci ăla așa arată gloanțele. Încă nu-mi dau seama de mecanica jocului. Hai să... Oh! Dă-i cu piciorul în șef, fără să vreau. Unde e Marshall? Rookie! Rock. Mă, dar pe mine mă chema Rook sau îmi ziceau Rookie? Am crezut că te-au prins, vină ca. Vai de mine. Verifică camera. Păi, dar tu până acum de ce să te duci aici în casă? Și la câtă gălăgie făcut și nu cred că mai era posibilitatea să nu fie careva aici. În fine, mă rog. Mă, ăștia era tot din zona lor de acoperire, mă? Nu am nicio idee. Ăștia erau și maleficii, mă? Trebuie să punem familia asta deoparte, pe toți, lunatici. Ia uite, mă, deci asta era familia lor, da? Toți norociți, toți lunatici. Primul lucru, trebuie să ne armăm. Asta o să facem, hai. E un drum acolo. O să mergem spre nord-est. Trebuie să ne întoarcem la Missoula câteva ore. O să ne întoarcem aici cu garda națională. Oh, shit. Hai să vedem. Dar trebuie să ne întoarcem după aici și că facem cioacă prăjită. Hai să vedem. Oh, shit. Ne găsiră. Dup. Ne-au găsit băieții. Stăm unde mi-e arma. Hai să vedem. Bă, dar ce prost am. Oh, shit. Bă, dacă am repede mor. Bă, dacă nu le trage în cap, nu mor din prima. Bă, mamă, ce aiurea e ținta asta. Bă, sincer, ținta asta e aiurea rău, rău de tot. Ia uite, a luat cheile de la camionetă. Am omor pe ea, mă, da? Să tot trag ăștia, mă. Bă, dar văd că am gloanțe infinite. A, nu, n-am. Mai vin băieți? Te lasă băgând camionetă? Te lasă băgând camionetă. Pornește, bă, o dată mașina. Opa! Hai să mergem. Fugi, 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 fugi. Bă, de pe E. Mamă, de ce mereu apăs pe F? Nu știu de ce s-a obișnuit să apăs pe F. A. Hai să vedem. Pum. Scăparam bine momentan. Suntem bine. Fuf. Aș fi mort dacă n-aș fi fost tu. Trebuie să întoarcem apoi, dar trebuie să fim deștepți. Nu știm în cine puteam... Aveam încredere. Fucking Nancy. Și ăsta să prinsă, mă, că Nancy nu era de încredere. Aoleo. Opa.
Oh shit! Salut băieții, mamă, vin cu mașină după noi. Bă, dar nu moare. Morten. Bun. Oh shit, o să fiu mort, băieți. Da, mamă, 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 ăsta aproape mort. Eu sunt medical kit, nu, că scăpăm. Bagă medical kit că ne ducem pe ciocoraza. Ok, gata, hai să pare. Dacă nu văd nimica cu arma asta, bă! Pai de viața mea cât de mult sunt. Băieți, e mai complicat decât pare, să știți. Am luat, am aruncat cu dinamită, dar nu știu cum am făcut. Bun, ok. Ce m-au și suport aerian? Bă, dă-i în mama lor. Vai de viața mea. Bun. Hai că, numai decât două gloanțe, băieți. A, bă, nu, am infinit aici. Asta e omorima? Nu știu. Ba, picior, opa. Puh. Ok, bă, cred că erau butoane în care... Cred că erau butoane în care puteam să trag. Bă, mamă, ăla să lovi. Ăla are RPG, ești nebun la cap. Bă, ce e aici? Ce-a nebunia asta? Pandalia asta, bă. Foai de viața mea. Gata. Unde mergem mâncați așa? Să-mi bă piciorul de înțeleg ceva din toată cursa asta nebună. Alții! Ăsta trebuie să cadă de pe pod cumva. Da, mă așteptam că să se întâmple ceva de genul, să ne taie calea, să-și distrugă propriul pod, numai să se omoare doi indivizi, dar bravo, tată. Cred că Marshall s-a dus pe cioacă. A, nu? Scăpăm? Deci n-am înțeles nimic din toranul ăsta. A, Marshall doar în cioacă de mine. Aparent. Te duci și tu la suprafață? Azi? Bine, sincer, Marshall nu prea avea cu ce să mă ajute aici, dar tot îl dur în cioacă de mine. Da. Bună treabă, Marshall, bună treabă. Sunt doi în mașină. Sunt în pădure. Verifică malurile. Îl prinseră pe la mă. Dar la tot să dacă era Marshall. Ăsta are mai de puțină credință. Opa. Ăsta mă salvă sau ce se întâmplă? Că nu părea că ar fi cu ei, adică avea altă față. Copiii mei, uite, vorbea preotul. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Ziua de care v-am spus a venit. Tot ce v-am spus s-a adeverit. Autoritățile au încercat să-mi ia de la voi. Am fost salvat, nu înțeleg. Mă învează să-mi trage bine, să scrie mai târziu. O să fie pedepsiți. Și într-un sfârșit vor vedea scopul nostru glorios. Sunt părintele vostru, sunt vestiți copiii mei și împreună. O să mărșăluim la... Ăsta cine e, mă? E american, văd. Adică, mă rog, american. E normal că era american. Mă, mici, e în America. Și ce înseamnă rahatul ăsta? Toate drumurile au fost închise. Linia de telefon și o stăiate înseamnă că nu e niciun semnal să ieșim din valea asta. Cel mai important înseamnă că suntem toți... Suntem toți... Ia să o vedem. Goddamn collapse. Toți cred că lumea se va sfârși acum. Au așteptat pentru asta, de ani de zile. Au așteptat pe cineva să vină să le împlinească profeția. Și să le arunce apa sfântă. Suntem siguri într-un rahat mare, ceva genul. Ce vrei de la mine, tataie? Spune.
Cel mai deștept lucru pentru mine acum ar fi să te predau. What? Fuck. Vreau și o țigară, îmi dai și mie trag. Vreau și eu una mică, așa scurtă, nu te deranjezi prea mult. Oh, shit. Nu, cred că îi dat drumul. Îi dat drumul, n-are cum să mă predea, că nu e tata e rău. Taicule, nu. Ah, sigur că da. Mă legase cu șoricei bine acolo. Get out of that uniform. We need to burn it. Trebuie să-ți ardem uniforma. Sunt haine noi acolo. Când te schimb, vino să mă vezi. O să încercăm să unfuck situația. Hai! Ce stai atât și respiri atâta? Săracule, de unde m-a dus ăsta? Într-un bunker ceva de lui. Ok, suntem aici în casă, salut. Interact, mă schimb. Ce față am? Bă, acum fac caracterul, mă fac chinez, nici negru. Bă, cred că basic-ul ăsta care joacă toată lumea, sigur că da. Culoarea pielii. Bă, sunt alb ca brânza. Sincer, vreau să fiu tâns scurt, așa îmi place cum zăiți, tâns scurt. Nici o șansă. Ăsta seamănă cu unul din Far Cry 1. Nu, așa, Chelios. Pardon. Lower body. Și acum? Confirm. Gata. Ne-am costumat. Ok, n-am avut prea multe variante oricum. Ce fac ăștia aici, mă? Uite un radio. Hai să vedem ce mai face băiatul nostru. Bă, dar unde suntem aici? Într-un bunker sau ceva? Oh, shit, salut. Ești gata să lucrezi? Nu m-am introdus. Mă numesc Dutch. Am încercat să pun cap la cap tot ce se întâmplă aici. Nu e bine. Tot ce pot să fac e că partenerii tăi sunt în viață, deocamdată. Se pare că au fost despărțiți și fiecare a ajuns la unul dintre membrii lui Joseph Family. Vrei înapoi? Știu, am și o prietene care să mă grijorez. Problema e, nu vine niciun ajutor. Nimeni nu știe ce se întâmplă aici și nu o să știe până când e prea târziu. Trebuie să fie oameni acolo care vor să joace cu ăsta. Trebuie doar să învățăm cum. Trebuie să construim o rezistență. Primul lucru pe care o să-l facem e să facem controlul insulei. După aia o să vedem ce putem face. Ok! E o hartă și o armă și o să te sun pe radio. Mă rog, în fine. Take the gun and make it safe. Ok. Ok. Take. Și că să am grijă că sunt o grămadă de piggies. Ok. Zice să am grijă că, și că sunt psihopați acolo. Bă, dă, am avut dreptate. Cred că eu chiar sunt într-un bunker, frate. Ce am luat aici? Weapon wheel. Hold Q. Open your weapon wheel. Ok. Ok. Asta e pe 4. Ia. Switch between and off. Pot să-i dau cu lopata în cap? Aparent pot. Ok. Deci aparent... Sunt într-un bunc... Ah, e zi, mă mir. Nu mai suportam noaptea aia. Wow. Ca de obicei. Grafica genială. Ca la orice Far Cry. Acum, ce mai e pe aici? Dacă o să poți... Rezistența trebuie să știi ceva. Sunt 4 lucruri pe care poți să faci. Poți să eliberezi... Ostaticii. Ok. O să lupte cu tine dacă îi eliberezi. Ok, trebuie să le distrugem ăștia proprietățile. Ok. Să facem misiunile. Ok. Sunt oameni afară care așteaptă să facă și un război ăsta. Și ultimul. Și dacă chiar vrei să faci asta... Ok, și să le elimine outposturile. Ok, înțeleg. E ca tipic fast, foarte lui, sincer. Ok. Liberate Dutch Island. Ok. Are camere peste tot pe hartă și o să se uite el după ceva util. Sânge. Ok, liberează și vine în studiu de resistance points. Asta e, da. Ok.
Bun. Liberate. Dă-mi și mie arma ta. Oh, salut. Mitralieră, sigur că da. Trebuie să lutăm pe băiat. Ce mai găsim pe aici? O să vedem mai pe aici și femeia, ce zice? Sunt scăpați sub control. Zice că dacă vreau să mă protejez, să mă duc până acolo. Stalker trash, unde e mă? 94 de metri în direcția aia, ok. Hai să vedem. Ce să cățără asta, ca în orice farcă e de altfel. Ce aici? Nu știu. Am o hartă? A, ah, ok, între ei trebuie să liberăm. Mamă, are harta destul de măricică, trebuie să liberăm insula asta și că întâi. Ok. E bandelero donde voi. O, asta nu mă interesează. Hold tab to track. Ce zice să facem? Ok. Silver Lake discovered. Nu știu ce trebuie să facem acum, gen. Văd că căutăm ceva pe aici, dar nu prea... Pepper stash. Trebuie să ne găsim. Ok, deci dacă reușesc să intru înăuntru, sunt o grămadă de lucruri interesante. Nu știu cum aș putea intra înăuntru, sincer. Cred că pe aici. Da. Mă gândeam eu. Trebuie să ne cățărăm. Și hai să vedem ce găsim noi pe aici. O lopată, nu cred că avem nevoie. Nu vreau o lopată, sincer să fiu. Ce pui mega... Interactive. Require key. Da, bă, dar nu e acces de bun. În fine. Mi-a zis că sunt lucruri interesante. Nu prea mi-a părut că ar fi lucruri interesante aici, sincer. Adică doar am intrat și cam atât. În fine. Mă aș vrea să găsesc și vreo armă, ceva. Ce trebuie să facem aici? Trebuie să facem ceva aici, că am văzut că a strălucit asta în drumul la pizza și am deschide. Oh, ok. Am și o lanternă ceva. Ok, am. Bă, ești nebun, ce aici, mă? Nu știu de... A, nu știu de ce am luat chestia asta. A golit apa de aici, dar nu prea e nimic interesant aici. Ok, pot să sparg lucrurile, aparent. Bun, pot să sparg lucrurile ce aici. Am găsit ceva. Shotgun complete, am găsit ceva. Oh, un arc, sigur. Bun. Pe ce l-avem? Pe numărul 1. Păi și pe 2. Trebuie să luăm un loc de ceva. Ok. Dar nu pot să am... Deci nu pot să am și arc și asta, super. Nasol. Cred că trebuie să iau arcul pentru că arcul, părerea mea e că e folositor. Pentru că nu face zgomot. Deci, da, trebuie să luăm arcul. Ce trebuie să facă ăla? Băiatul meu. Ce să-și să fac? Ok. Deci avem un outpost aici. Mori. Un arc i-a nenorocit pe toți, ce pot să zic? Bă, sper că nu mi-a omorât omul, că era un om aici. Sper că nu l-a omorât. Silver Lake, Conservation. Bă, da, străgeți din ele acum fac. Cam am nevoie de ele. Bă, arcul ăsta văd că e destul de bun. Ce cu muzica asta, mă? Ok. Aici era un om sau ceva. Nu pot să-ți mulțumesc destul, nici nu trebuie, fratele meu. Ok. Și că să-l ajut pe nu știu cine. Dar ideea e că eu nu știu dacă mai am... M-am o singură săgeată. Da. Nu știu ce să fac, m-am o singură săgeată. Asta nu e bine. Nu știu cum să fac rost de săgeți. Nu mă învață și pe mine să-mi fac lucruri și chestii. Nu știu, îmi bat piciorul. Trebuie să mă duc la docuri, zisă. Și nu am săgeți și îmi schimbai arcul cu... Oh, shit. Dar să încercăm să ne urcăm pe aici. Poate reușim să-i luăm cumva și celălalt pe băieți.
Gata, fraților. Nu mai avem arc. Trebuie să mergem să ne luăm săgeata înapoi. Ok. Mai avem o armă. Te eliberezi, frate. Deci, nu știu ce să fac, că nu pot să schimb cu arcul ăsta, vezi? Mi-arunca arma. Și sincer... Bă, știi ceva? Am iau arma, hai să mergem, nu știu. Eu și cu partenerul să mergem să căutăm și nu știu ce. Hai să vedem. Sincer, nu... adică îmi place arcul, nu mă înțelegeți greșit, dar... Pui mei, n-am... Press G, order to your gun to hire to move to target cache, press G to order your gun to fire to attack. Undetected your gun for hire will try to stay stealth. Ok. Ok. Trebuie să le dau takedown ceva. Da, i-am trezit pe toți? I-am trezit pe toți, băieții? Gata. De ce să mă chinui să fiu stealthy când îi pot ucide atât de repede, sincer? Dăm banii. Da. N-am nevoie de asta. Ok, Piggy's așa nu o să se întoarcă, ci că... ăsta mă ajută. Să verific, să văd dacă mai e cineva lăsat în viață. Asta pot să deschid. Salut! Am salvat, făcea asta, do something, anything. Te-am salvat, frate. Sunt impresionat. E mai multă bătaie în tine decât am crezut. Next time, radio signal, ia să vedem. Trebuie să eliberăm și pe aia. Grenada. Avem o grămadă de chestii pe aici, sincer, dar trebuie să mai mergem undeva să mai facem ceva, 300 de metri. Vine fraierul ăsta cu mine? Băiatul, vii cu mine? Hai băiatul, hai. La 200 și de metri, cred că trebuie să mergi la biserica aia sau ce pui mie. La radio signal. Mă, ăsta obosește? Îmi far cred că celălalt nu obosea. Mă, cred că obosește asta să-mi schimbe pistolul. Pe aici pe undeva îmi lăsai o arcu. Asta poți să iau de pe jos, că văzut o plantă roșie pe aici. Apare, nu pot. Dar încă mă învață să-mi fac și un medicamente și chestii, că de când nu am mai jucat Far Cry-ul celălalt, am și uitat, sincer, cum să-mi fac medicamente și alte chestii. 40 de minute avem, bă, o să fac episoadele în jur de 40-50 de minute, cam așa. Ia să vedem. Trebuie să ne cățărăm aici sus, nu? Cred că da. Ok, hai să ne urcăm. Cred că pe partea asta. Da, ok. Bă, exact ca în Far Cry, te urci sus și mă lasă să cobor cu tirioniala sau îmi deschid o parașută ceva? Exact ca în Far Cry și celelalte? Hai băieți, hai. Ăla vine cu mine? Nu cred că vine ăla cu mine până aici sus. Și încearcă să nu caz de aici, da, bine. Bă, că mai vine și fraierul ăla după mine, puii mei. Bă, dar repede urcă ăsta. Bă, dar de ce vine mă după mine? A, uite mă că am tiroliană, dar cum? Sigur. Exact ca am orice Far Cry, trebuia. Ce am făcut aici? Gata. Am activat radio. Shamu? Cred că mă dă el singur jos sau cine știe. Aude ce frumos e pe aici, băieți. Aude ce frumos. Primesc semnal. Ia să vedem, deschiză harta. Oho! Mamă, câte regiuni! Hai de mine. Jacob Seed. Cel mai bătrân. Ok. Mă, ăsta e fix în mijloc. Ok. Pantul de East. Fates. Sora cea mică.
The Bliss. Ok, totul e aici ăla. Bun. Ce trebuie să fac? Aparent am făcut desfăcut asta și cred că exact ca la toate facurile poți să iei pe rând gen pe care să bați prima oară. Nu cred că contează prea mult, sincer. Având în vedere că ăla e cel mai handicapat, cred că pe ăla o să aleg să-l bat ultimul. Pe John-ul. Ia uzi. Este un live de la John, trebuie să vezi asta. Ia să vedem, băieți, ce ne arată John. Au, ce frumos să fac el. Suntem toți păcătoși, fiecare dintre noi. Eu, chiar și... Chiar și tatăl știe adâncimea păcatului. Este o travă care ne încetășează mințile. Dacă v-aș spune că puteți fi liberi de păcat. Dacă v-aș spune că tot ce ați visat poate deveni realitate. Tot puteți să faceți dacă îmbrățișați o idee. Ia să vedem. Acea libertate de păcate este este un singur cuvânt. Ia să vedem. Da. What? Opa, uite-o pe asta. Și eu sunt un păcătos. Trebuie să fiu redeemed. Nu vine cuvântul română. Dacă vă uitați la asta, ați fost selectat. O să fiți purificați, cred. O să vă mărturisiți păcatele. Și o să vi se ofere, nu știu ce înseamnă atonement. Nu trebuie să faci nimic. O să venim după tine. Da, mulțumim, da. Nu ne mai deranjăm. Bun, venit la porțile raiului. Cam asta ar veni Eden's Gate, sincer. Porțile raiului, cam așa s-ar trece. Trebuie să mergi. Ok, eu Zeppelin. Eu știu, sigur, shout. Uite cerbii. Uite ce e aici unul ăsta, mă rog. Stai că ajuns aici, să nu știu de ce. With Fall's End. Băieți, cred că o să pun în capătul primul episod aici. Vreau să ne lăsați în secțiunea de comentarii ce regiune credeți că ar trebui să atac prima oară. Adică încă nu știu sigur unde ar trebui să merg prima oară. Nu am fost atent unde mi-a zis ăla. O să mă uit să vedem unde mi-a zis ăla că ar vrea să încep și să vedem unde o să începem. Până atunci vreau să mă uit și unde sunt părcurile și toate chestiuțele pe care eu trebuie să le fac aici. Părcuri. Ok, uite aici sunt părcurile. Vreau un slot nou la armă. Dar nu știu unde. Asta de ce este? Human fish, parachute, grapple, close combat. Boomer, nu prea știu ce și cum aș putea face. O să văd eu aici și ne vedem data viitoare. Nu uitați să butonul de like. Pa, pa!